Există aceste tipuri clasice, psoriazul vulgar în plăci, pe care îl cunoaștem cu toți și care este cel mai des întâlnit. Deci apar plăci la nivelul întregului corp. Se spune că, în general, cruță zonele fotoexpuse, dar se poate să apară și în aceste zone. Apoi psoriazisul în picătură, leziunile sunt mici, mici, nu sunt în plăci. Sunt mititele, mititele și se asociază cu infecția streptococică, deci cu o infecție din corp. Apare în general la copii, deci trebuie văzut și să nu fie confundat cumva cu alte boli care pot mima psoriazisul. Apoi, adică tot o dermatită atopică, că și dermatită acolo s-ar putea... eczemă de tot felul, pentru că și ele pot avea leziuni mici și diseminate, adică întinse la nivelul întregului corp, practic este punctat peste tot, este vopsit peste tot. Apoi este psoriazul palmoplantar, ca o variantă de psoriazis, care poate apărea de asemenea în contextul unui psoriazis vulgar în plăci, deci împreună cu el, în contextul unui psoriazis vulgar generalizat. Asta înseamnă că suprafața corpului este mai mare de 50%, cea afectată. Sunt deci, cazuri, bănuiesc. Sunt cazuri și nu sunt puține. Și nu sunt puține. Și având un traseu instabil, evoluția psoriazului fiind ondulantă și putând avea când un pic și atunci să se agraveze, când fiind la un moment dat în platou sau poate dispărea. De foarte multe ori poate dispărea dacă pacientul este destresat, dacă are o perioadă foarte bună, dacă își face un tratament corespunzător și atunci practic nici nu știi că a avut psoriazis. Poate rămân câteva leziuni reziduale, cum le spunem noi, care pun diagnosticul de psoriazis. Dar în general el reapare. Dacă vorbim de psoriazul vulgar în plăci, ca și fenomen de agravare, psoriazisul vulgar generalizat, în care aceste plăci sunt foarte multe la nivelul corpului și, bineînțeles, a capului, v-am zis, regiunile acelea inversate, câteodată poate apare la nivelul mucoaselor, adică pe limbă, în zona genitală intimă. Fericire, leziunile nu sunt simptomatice și nu îngreunează, okay. Dar sunt de luat în considerare apropo de prognostic. Cu cât afectarea este mai importantă, cu atât prognosticul este mai grav. Și psoriazul eritrodermic, care este tot corpul afectat.